Două panouri informative care le indică șoferilor direcția spre Hunedoara și spre Castelul Corvinilor au fost amplasate pe marginea autostrăzii Deva-Sibiu. Indicatoarele au fost amenajate în zona nodului rutier de la Simeria Veche, după ce hunedorenii au solicitat insistent acest lucru companiei de autostrăzi și drumuri naționale din România. Primele panouri informative care să le indice șoferilor direcția spre Castelul Corvinilor și spre Hunedoara au fost montate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale în zona nodului rutier de la Simeria Veche. Pe panouri, Castelul Corvinilor apare scris greșit Castelul Corvineștilor. În perioada următoare, angajații Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România și autoritățile locale din Hunedoara vor mai amenaja alte 4 indicatoare în aceeași zonă, pe ambele sensuri de mers. Am semnalat Companiei Naționale de Autostrăzi încă de acum un an faptul că Hunedoara nu apare pe indicatoarele rutiere de pe autostradă. În 3 rânduri am trimis adrese pe această temă. După un an de zile s-au montat 2 indicatoare, deși noi am solicitat 4. Sper ca până la urmă să se monteze toate cele 4 pe care le-am solicitat, pentru că interesul este în primul rând al turiștilor care sunt interesați de castel, nu al meu personal sau al primăriei. În prezent, municipiul Hunedoara nu este legat direct de autostrada A1, care de altfel ocolește și Deva. Autoritățile județene au început demersurile pentru înființarea unei noi intrări pe autostradă în zona Sântu Halm, apropiată ambelor municipii învecinate.